Cât de mare este presiunea astăzi când vorbim pe spitale? Suntem într-un moment în care nu mai avem acea, eu știu, teamă de la începutul acestei pandemii, dar sunt aproape 2 ani de când am început. Suntem același sector medical, aceiași oameni care luptă periodic, ca și cum am fi, pentru prima dată. Se simte oboseala? Se simte. Acea oboseală pandemică este descrisă, se simte și la noi. S-a simțit încă din valul 3. O simțim în valul 4 și mai abitir. Am avut o vară foarte fierbinte. Mulți dintre concetățenii noștri deja au considerat ieșirea din pandemie. Și atunci este prețul pe care îl vedem pentru vara care a trecut. În 15 septembrie a începutul anului școlar. O mobilitate mai mare, o aglomerare mai mare, de aceea vedem și revenirea la anumite restricții, cum sunt măștile purtate și în aer liber, dar în zone aglomerate, piețe, târguri, stații de transport, mijloace de transport, pe care ar trebui să vedem că le respectăm. Avem ce n-aveam anul trecut, avem vaccinul. De aceea cred că doar noi suntem cei responsabili la ce se întâmplă în acest moment. Am mai spus-o și mai spun, doar prin două feluri scăpăm de această pandemie. Ca și țel comun, imunizarea, 60-70%, două feluri, vaccinarea sau trecerea prin boală. Majoritatea concetățenilor noștri văd că aleg a doua variantă, să trecem prin boală. Nu trec singuri, trec împreună cu copiii, împreună cu bunicii, cu părinții și vom avea și victime. Să nu uităm că există și un val foarte mare al conspiraționiștilor și sunt chiar persoane publice care întrețin acest val. Poate la Ministerul Sănătății ar trebui, nu știu, făcut un plan pe tema asta, o strategie? Da, planurile s-au tot făcut la începutul acestei pandemii. Pe comunicare în general, cu recomandarea de adresabilitate a fiecărui sector uman în parte, fiecare pături sociale în parte. Să avem și o formă de comunicare pe limbajul fiecărei persoane. Dar numai că vedeți, dumneavoastră, s-ar părea că un grup mic, destul de agitat, face în zilele noastre mai mult decât un grup mare tăcut și care își ajunge la un moment dat să-și trăiască suferința. Suntem într-un moment în care, am repetat-o și o voi repeta de câte ori este nevoie, vreau să bonificăm pe cei care au răspuns pozitiv, nu neapărat dintr-un spirit civic, dar dintr-un spirit de siguranță pentru ei, pentru familiile lor, pentru cei din jurul lor. Nu sunt adeptul stimulării la nesfârșit a cuiva, dacă poate să vaccineze sau dacă poate respectă niște reguli. La această bonificație, la ce vă referiți? Tot ce înseamnă sector. Nu sunt de acord să închidem economia în acest moment, să închidem tot ce înseamnă sector cultural, sportiv. Dar aici vor veni doar cei care au acel green pass. Cei care au trecut prin boala, care s-au imunizat, care au un test negativ. După va apărea discuția că noi de ce nu avem aceleași drepturi și că știți de cum, ce obligați oarecum să facem acest vaccin. În jurisprudența și justiția internațională se spune că dreptul comun primează asupra dreptului individual. Cred că ar trebui să nu ne gândim doar la noi. Cred că ar trebui să ne gândim mai mult la cei din jurul nostru. Așteptăm să se termine această pandemie, dar nu facem nimic să se termine această pandemie. Avem la dispoziție toate mecanismele. Echilibrarea noastră în tot ce înseamnă evenimente publice sau private, vaccinul, medicație pe care o are tot pământul în acest moment pentru a trata această boală, această infecție cu SARS-CoV-2, dar în același timp este o componentă pe care nu o poate schimba nimeni decât noi. Aia umană în care respectăm niște reguli. Vrem să ieșim din această pandemie? Haideți să respectăm niște reguli, haideți să ne vaccinăm, haideți să încercăm să-l convingem pe cel de alături că vorba lungă nu se ajută niciodată. Iar ce am putut să observ în ultima perioadă, partea nemedicală, convingând partea medicală cât de rău este să te vaccinezi sau faptul că nu există acest virus. Cred că aici ne-am depășit oarecum mulți dintre noi și calitatea de a comunica pe un domeniu pe care nu-l cunoaștem, dar în același timp și încrederea în cel cu care vorbim sau în cel cu care discutăm. Este un sector medical care are 4 valuri pandemice în care a trecut. Și sunt aceiași medici. Sunt aceiași medici, sunt aceiași asistenți, aceiași infirmieri, aceiași brancardieri, aceiași asistenți medicali. Cred că dacă nu ne gândim că totuși aceiași oameni o iau de la început de fiecare dată, poate vor și ei o meserie normală pentru care s-au pregătit,
să asigure starea de sănătate a acestui popor. Anul trecut spuneam că acum este momentul nostru și îmi încurajam colegii să arătăm că ne-am pregătit pentru o situație de criză. Dacă în situația de criză sunt întreținute, cred că apare și în corpul medical această senzație de frustrare.